să vorbim de Sfântul Toma. Exact, exact. Dar mai păstrez am să amintesc câteva lucruri, că e simplu. De Sfântul Toma este din Galileea, este unul din cei 12 apostoli, se spune geamnul pentru că a avut un frate, unii care scriu sau mai spun din Scripturi, spune că ar fi de fapt frate cu unul din, cu unul din cei 4 verișori al lui Hristos, respectiv că s-ar fi născut odată cu Iuda, nu cu Iuda Iscariotanteanu, cu Iuda Levi Simeon, cei care erau fiii lui Iosif din prima căsătorie. Și el este cel mai curajos, spune să mergem să murim și noi cu el, dar îi se spune necredinciosul în mod fals, pentru că întâmplător el este cel mai curajos, se duce în cetate, poate și după mâncare, poate să vadă care e atmosfera după taina învierii, când mormântul s-a deschis și lumea era toată într-un freamăt, unii spuneau că dând bani că l-au furat și că de fapt ucenicii au luat trupul lui Iisus. Și el este cel care atunci când se întoarce îi găsește pe toți speriați și spune am văzut pe Domnul. Aici aș reflecta eu ideea din punctul meu de vedere și aș spune așa. Păi dacă l-ați văzut pe Domnul, de ce sunteți speriați și tulburați? Ar trebui să fiți veseli. Și atunci spune așa, dacă eu nu pun mâna în coastă și în semnul cuilor, nu voi crede. Și peste 8 zile, exact când iarăși este o adunare pentru frângerea pâinii, de asta intră Hristos prima dată prin ușile încuiate, este și Toma de față. Și se adresează direct lui Hristos. Toma, pipăie coastele mele, pune mâna în semnul cuilor și în coastă și fii credincios, nu necredincios. Toma, la această lecție de teologie concretă în fața Domnului Hristos, convins că este înviat, spune așa, Domnul meu și Dumnezeu meu, îi dă titulatura de Domn și Dumnezeu. După înviere, Toma pleacă în India să propovăduiască și acolo va avea contact direct cu împăratul Gundafor. El îi vorbește împăratului despre palate minunate care poate să-i reconstruiască la împarte tot săracilor, este băgat în temniță și când să-l decapiteze pe Sfântul Toma, noaptea îl visează pe fratele lui care era mort în cer într-un palat minunat și întreabă, băi frățioare, dar ce faci tu așa? Uite ce palat frumos mi-am făcut. Am primit, zice, de la un ucenic de-a tău care l-ai tu calf acolo și trebuia să-ți facă ție un palat. Dă-mi-l mie. Cum adică? Păi e al tău, că e din banii tăi, zice, dar acum vreau eu să stau în el. Și atunci împăratul își dă seama, îl cheamă pe Toma să vadă palatul și când colo îi spune că eu am împărțit totul săracilor. Toma va fi străpuns de o lancie, el merge până pe la Mez, pe la Parts, toată India de sud, toată India britanică o duhovnicește și undeva este catedrala Sfântului Toma și se spune că moaștele sunt împărțite în două, o parte unde a predicat și o parte unde a murit. De aceea se face o confuzie că ar fi două morminte al lui Sfântul Toma. Dar el rămâne în istoria, el predică, unii îi atribuie lui Toma o Evanghelie, nu este adevărat, istoria Vechiului și Noului Testament, aia Noului Testament ne confirmă clar și categoric, Toma merge și predică în India după Evanghelia în aramaică a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Deci nu scrie el o Evanghelie separată. Astea sunt niște cărți apocrife scrise prin secolul 4-5 din gnostici, pentru a deruta credința ortodoxă, așa cum vedem și astăzi. Biserica e un opium al popoarelor, biserica e o frână în calea dezvoltării, biserica e o frână în calea societății, biserica e o frână în fața culturalizării, biserica e o frână în fața dezvoltării, nu, biserica este o frână în fața prostiei. Deci cel mai mare pericol nu e nici bomba atomică, nici războiul, ci inflația de prostii. Eu folosesc mereu vorba asta și am spus, dacă proștii ar zbura, ar fi eclipsă de soare și dacă durerea, prostia ar durea, oamenii ar ragi ca leie. Deci noi n-am învățat că biserica vine să aducă codul etic la justa valoare, codul moral la justa valoare, codul duhovnicesc al bunului simț la justa valoare și codul spiritual sufletesc a omului perfect la justa valoare. Și acum cineva poate să mă atace, uite ce fac popii voștri, uite ce fac călugării voștri sau uite ce se întâmplă. Se întâmplă. Să nu uităm că în orice instituție administrativă, să nu uităm că în orice instituție administrativă sunt uscături și verzituri, copaci întregi și păduri uscate. Și avem trei întrebări pe care eu le-am la bază, prin care putem judeca logica lucrurilor, nu lucrurile în sine. Dacă eu văd un om mort, nu mă interesează ce a murit, cauza pentru care a murit.
Poate o muri de foame când cineva îi putea da o bucată de pâine. Poate o muri de sete când cineva îi putea da un pahar de apă. Poate o muri de frică când cineva îi putea da o haină. Condamn pe cei ce au avut în plus, nu s-au gândit la viața lui, nu la moartea propriu-zisă lui. Așa și aici. Adam și Eva stau lângă Dumnezeu Tatăl în rai și totuși stau de vorbă cu dracu, nu-l aleg pe Dumnezeu. Ce trebuia să facă Dumnezeu? Să-i zvârle la fața lui, să-i șteargă? Nu. Se răstihnește fiul lui ca să-i răscumpere. Iuda Iscarioteanu și Sfântul Apostol Petru stau lângă Hristos. Unul se leapă de spune că nu-l cunoaște, deși vede minuni, îi vindică pe soacră, să facă atâtea minuni și întâmplări împreună. Iuda vede atâtea minuni și îl vinde pe 30 de arginți și totuși de deznodământul este total neașteptat. Petru poate plânge și se poate căi prin rugăciuni și părere de rău să fie îndreptat și chemat la apostolie, Iuda are atâta vanitate încât mai bine preferă să se spânzure. Ei, lucrul acesta a-ți pierde viața, a cădea în deznădejde, a te sinucide, este valabilă și cu cei de astăzi care caută toate petele și toate umbrele pe care ar vrea să le găsească pe Biserica lui Hristos, care e fără pată, fără zbârcitură, fără prihană și mai bine preferă să sinucide sufletește decât să păzească legea lui Hristos ca să se mântuiască. Și atunci vin sistematic și tot timpul stau și lovesc. Doar va dezobișnui poporul de biserică și poate va rupi clerul de popor și poporul de cler. Lucrul ăsta se va întâmpla doar dacă Dumnezeu va îngădui. Noi în Scriptură avem scris așa, nu te temi turmă mică, Domnul a binevoit întru tine, porțile iadului pot birui biserica în veacul veacului. Iar apostolul le-a spus, stați în Ierusalim să luați putere de sus, voi sunteți martorii mei în cer și pe pământ, mergând învățat toate neamurile, doar ce v-am spus eu vouă, până la marge, începând la Ierusalim până la capul pământului și cine spune David psalmistul de apostoli, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la margini lumii cuvintele lor. Că avem un popă bețiv, se poate schimba. Că avem un preot desunat, se poate schimba. Că avem un preot nepăsător, se poate schimba. Dar biserica rămâne aceeași dogmă, același adevăr, același Dumnezeu. Dumnezeu nu s-alterează, nu-i barometru cu mercur, urcă și scade după slăbiciunea celor care nu vor să fie slujitori sau lucrători desăvârșiți. Așa spune Mântuitorul, rugați-vă la vremea secerișului să fie secerători, că e mulți seceriși și secerătorii puțini. Când spune că secerătorii sunt puțini, o are un echivalent mult mai simplu. Mulți chemați, puțini aleși. Nu toți, cum spune acolo, nu toți care îmi zic mie, Doamne, Doamne, vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Da, frumos. Și ca să facem legătura și concluzia, să o trasăm, e vreodată prea târziu să începem să ne rugăm? Niciodată. Din orice, cum spune Mântuitorul Hristos, nu o spun eu, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea și acesta este fiul lui Avram. Astăzi vei fi cu mine în rai și iarăși mai mult decât atât, azi de veți auzi glasul Domnului, nu învârtoșați inimile voastre. Mulțumim mult! Bucurie! Ăsta este actul de credință. Deci nu avem nevoie de perle, de mărgăritare, de diamante, de nu știu. Da, sunt icoane împărătești făcute la mare artă. Dacă mergem în Marea Rusie, avem cupole de biserici care au câte 400-500 de kilograme de aur, este Evlavia. Față de Dumnezeu, nimeni n-are ceva împotrivă, foarte frumos că se face pentru Dumnezeu, nu-i nimic rău, dar vreau să spun că oriunde te-ai întoarce, asta este vorba marului duhovnic Arsenie Papacioc. Era înainte, el povestea cu gura lui la o conferință, era înainte de a fi în închisoare, să-i prindă, era acuzat de legionarismul ăsta, cum era în timpul comunismului. Și zice că s-a întâlnit cu o femeie săracă și n-avea la el decât 5 lei și o pâine. Și i-a dat femeii pâinea respectivă și acei 5 lei. Și femeia a spus așa, Părinte, Dumnezeu să te audă încotro te întoarce. Mult a meditat bătrânul la vremea respectivă, cum adică să te audă Dumnezeu încotro te întoarce, de el nu-i peste tot? Și zice că și-a dat seama de cuvântul acelei femei în timp ce era băgat într-o zarcă, probabil un loc foarte ciudat al închisorii, unde erau pedepsiți mai crunt, cei care erau mai mistici, mai ambițioși, mai rugători, mai luptători. Și-a zis că era o apă până în glezne, un frig din ăla groaznic. Ei erau cu hainele alea a lor de pușcăriași pe ei, ud de la picioare.
Era un întuneric de nepătruns, nu știai unde e răsăritul, unde e apusul, unde e nordul, unde e vestul. Și lui a venit deodată ideea, băi, n-are rost să mă mai chinuiesc. Mă pun jos aici în apa asta, mor, mă răcesc, fac hipotermie și am scăpat. În clipa aceea îi vine în minte vorba acelei femei. Dumnezeu să te audă, încotro te vei întoarce. Și fără să știe în întuneric ăla unde este, zice că a luat poziția de rugăciune și a zis așa, Doamne, dacă tu crezi că eu mai pot scăpa, ajută-mă. Și povestește bătrânul că atunci a simțit o bătaie pe umărul drept și a zis așa, Arsenie, curaj că mai avem treabă. Și dumnealui a trăit până pe la 97-98 de ani. Deci, asta e puterea rugăciunii. Asta înseamnă tu să pătrunzi rugăciunea. Aici vorbim de rugăciunea din stratul 1. Și acum mergem în rugăciunea din clasa a doua. Aici avem cerealieri, cei cu semințe, cei cu hrana de asta din rădăcinoase, ei aștia se numesc azi vegani, vegan e altceva, și cei care au posturile înalte cu totul altceva, cei care trăiesc fructiferi, de fapt, se numesc. Și în această categorie intră pusnici foarte, foarte sporiți, cum ar fi nitrea, valea Nilului, care ăștia pot trăi, de exemplu, într-o zi, cu un pahar de apă cu puțină sare ca să nu se dezhidrateze, și cu 3, 4, 5 curmale pe zi sau poate un pesmet chiar seara. Acolo fiind foarte cald, nu-i problema caloriilor de foame. La noi aici, dacă vine un ger de minus 10 grade și ai mâncat 3 curmale, a doua zi ia cu targa. Ei, acolo fiind foarte cald, apa. Cine poate posti de apă e tare, nu de mâncare, că acolo nu ții foame. Și la această sporire ajung, dacă citești tratatele de știință, vor spune că așa spune, că sfinții patericului aveau halucinații de la foame, aveau viziunea iurea că nu era oxigenat creierul din cauza înfrânării și a postirii și aveau vedenii de astea false, imagini, cum s-ar spune în termen modern, că mergi prin pustiu și vezi Fata Morgana înainte de a muri. Prostii. Deci acei sfinți vorbeau cu dracu, față către față. Avem îi plin patericul de mustrări, cum îi mustră, spune că Sfântul Antonie mergea într-o vali cu ucenicul și îi spune, taci! Și ucenicul îi spune, ce vorbești, părinte? Ce cu tine? Ce să tac? Cine vorbește? Am spus să taci. Ia uite, îngerii duc sufletul Avia Mun la cer. Și tu de unde știi asta? Păi tu nu vezi îngerii cum însoțesc sufletul în zbor către Dumnezeu? Și hai să mergem la mănăstirea aceea să vedem. Și când ajung la lavra cuviosului Amun, episcopul Nitriot întreabă, zice, ce face Ava Amun? Păi acu două zile pe la prânz s-a mutat la cer.